Bună dimineața! Destul de plăcut afară. Poate puțin vântul. După cum v-am zis ieri, am adus de la Chișinău vreo 3 pui. De fapt, cocoși. Toți au fost cocoși. Hai să vă arăt. Asta este cel mai mic. E cel mai tânăr. Cam 6 luni. Și m-am gândit să fac ceva cu el. Fiind cel mai mic, cred că este și cel mai fragil, așa că o să fac o friptură de cocoș. Din ceilalți au mai multă grăsime, sunt mai de dor cât ăsta, aproape. Ea merg o ciorbă, o zeamă, mama mia. Deci, o să intru în casă și ăsta îl tranșez, nu-mi intră așa, și vreau să-l bag la cuptor. Uite ce culoare faină are. Înăuntru am și ghearele și pipota, ce mai e acolo, capul, alea nu o să-mi trebuiască, poate pipota o să o las. Da, abia aștept. O să-l fac într-un, am găsit în sec, într-un sos de bere și cu ceva legume, ceapă, cartofi, usturoi, clasic și bun, simplu. Cred că ăștia vor să mănânce, o să le dau ceva mâncare și intru în casă. Ia să vedem. Servește sau nu servește? Cum mi-a zis mie când am vrut să par robineta la vamă. Nu servește. Cine nu servește? Ia. Mâncați acum că vin vremuri grele. De luni, de marți, minus 8, 9, 10 grade. Ia uite. E bine că mănâncă. Da, hai în casă. Eu am tranșat cocoșul. O să pun la cuptor copanele, aripioarele. Aici este pieptul. Vedeți, nu este ca un piept din comerț. Este mult mai puțină carne și are alt gust. Pipota, pe care am tăiat-o în patru. Ficatul. Și era și inima. Uitați inima aici. Astea o să le bag la cuptor. Facem o friptură de cocoș. Iar aici, din spinări, gât, cap, gheare, le spăl bine, 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 cu ceva legume, le pun la fier la foc mic, 2-3 ore și fac un stoc de găină senzațional. O să ciugulesc eu, mai ales spinarea și gâtul. Sunt printre favoritele mele. De multe ori îmi plășesc doar spinării. Hai, apucăm de treabă. Prima dată să facem o marinată. Sare. S-a întărit ăsta. Praf de usturoi. Ia uite-mă ce s-a întărit. Uite așa. Boia dulce. Fulgi de ardei. Din aceea tucești, care sunt mai mult aromează decât să fie iuți. Așa. Piper. Chimion. Puneți ce condimente vă plac. Puteți să puneți doar sare și piper. Și tot o să iasă gustos. Ulei de măsline pun eu. Și acum am terminat. S-a întărit praful ăsta de usturoi, nu știu ce. A tras umezeală, habar n-am. Bun. Punem peste carne sosul. Ungem așa fain tot. Întorc eu și pe partea cealaltă și masez bine să intre acest sos și în carne și o să las cam jumătate de oră la frigider. Tocmai bine. O ceapă de asta mare, cât pumnul.
Uite așa de mare o tai. Perfect. Eu o să gătesc în acest vas de lut. Puteți folosi o oală care are capac, o tavă peste care puneți hârtie de copt și folie de aluminiu. Mie mi-e mai comod să gătesc în asta. Ceapa merge prima pe fund. Fundul tigăi. Oală de lut. Uite așa. Ia uite, dintr-o ceapă de asta mare, ceea ce fain ești. Încă puțin. Perfect. Pun și cocoșul care a stat, s-a odihnit cu marinata pe el. Uite așa. Sper să încapă, da, încape, perfect. Uite. Special acest vas pentru un cocoș tânăr. O foaie de dafin. Încă ceva usturoi. Și deocamdată o bere de asta mică. Pun capacul și intră la cuptor la 180 de grade, o oră jumătate. Între timp o să curăț și ceva cartofi, îi punem după. Gata, la cuptor, o oră jumătate, 180 de grade. Așa arată după o oră jumătate. Se ofuțeță. Fix o oră jumătate. Eu cred că deja carnea este fragedă, uite. Perfect. Ce bine arată. În sos de bere. Bun. Acum iau și niște cartofi. Bag aici. Hai încă unul. Uite așa. Pun capacul și mai las încă o oră, tot la 180 de grade. Vreau la sfârșit să fie atât de fragil de acest cocoș și uite, și acum este, uite, mama mie. Abia aștept. Încă o oră la 180 de grade, cu capac. După încă o oră, cu cartofii înăuntru, ia să vedem dacă sunt făcuți. Vai de mine, ia uite, se topesc. Sunt piure. Carnea, la fel. Ia uite-o. Mamă, cât este de moale. Ia uite. Aripioarele astea, cred că sunt nemaipomenite. Bun. Acum, știu că durează, dar să faci ceva bun, întotdeauna, cere timp. Eu v-am spus întotdeauna, cel mai bun ingredient este timpul, la orice rețetă. O să pun așa, fără capac, tot la 180 de grade, nu schimb temperatura niciodată, cred că încă jumătate de oră. Să prindă puțină crustă și cartofii, la fel și cocoșul. Ne vedem peste jumătate de oră. Rețeta e gata, jumătate de oră. Cocoșul meu este gata. Cât de bine arată. Nu vă spun carnea cât este de fragedă. Eu acum nu o să gust, aștept ceva musafiri, tot din Republica Moldova, vine prietenul meu, îmi întoarce vizita, el este judecător la Curtea de Apel Chișinău. O să stea la mine o zi, două, trei, vedem cât ce simte el bine. Asta este rețeta mea pe ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc, neapărat să faceți așa, dacă nu aveți oală de lut, oală cu capac, o tavă în care puneți întâi hârtie de copt și după aia folie de aluminiu izolată bine, la 180 de grade, prima dată o oră
jumătate, puneți cartofii încă o oră și la sfârșit, fără capac, jumătate de oră. Vă spun, totul este senzațional. Uitați, carnea, na, este unt topit, cartofii la fel, s-au făcut piure. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și, uitați, țin legătura. Doamne ajută!